Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Așa cum am spus și în ultimul clip pe care l-am postat, clipul cu nașterea la un spital de stat, am zis că în următorul clip o să vreau să abordez și să vă povestesc din experiența mea cu alăptarea. Știu că este un subiect de mare interes, cel puțin din ce am vorbit cu voi pe Facebook cât și pe Instagram, pentru că am acolo viitoare mămici care mi-au spus că le-ar interesa foarte mult să afle și experiența mea cu alăptatul. Așa că astăzi o să vă povestesc despre cum am reușit eu să alăptez. Înainte să intru în subiectul propriu zis, o să vreau puțin să vorbim despre presiunea aceasta care se pune pe femei în general în ceea ce privește alăptatul, pentru că și eu credeți că m-am izbit de lucrurile acestea la început când încercam să alăptez și vă spun lucrurile acestea din prisma unei femei care din fericire a reușit să alăpteze într-un final, dar credeți-mă că sunt atât de multe femei care nu reușesc să alăpteze și și-ar dori, dar în continuare primesc atâta presiune din partea oamenilor din jur. Cum e posibil să nu îți alăptezi copilul? Dar ei nu se gândesc măcar că poate femeile chiar au încercat, poate chiar încearcă și nu reușesc, să nu cumva să-i dai copilul lapte praf, fel și fel de păreri și mă refer să nu mai punem presiune pe femei, pe mame în general, nu doar la partea cu alăptatul, la tot ce înseamnă bebelușeală, la felul în care o mamă alege să-și crească copilul, dacă vrea să îi dea formulă, să-i dea formulă dacă e așa, consideră că este mai ok. Dacă vrea să alăpteze, foarte bine să alăpteze. Dacă alege să, nu știu, să facă diversificarea într-un anumit mod, să le lăsăm să facă cum consideră ele. Și atât de multe subiecte, de când am devenit mamă, îmi dau seama că sunt atât de multe lucruri care cuprind partea asta de bebeluș, încât se formează foarte multe păreri, multe, multe domenii, nu doar de alăptat, de diversificare, de somn, de foarte multe lucruri. Am ținut morții și să încep cu lucrurile acesta clipul, pentru că v-am spus, vorbesc cu foarte, foarte multe mămici, proaspete mămici, viitoare mămici, de când sunt și eu mămică, cumva am reușit să adun în comunitatea mea și multe mămici și îmi povesteau de treaba cu alăptatul, că unele au fost nevoite să dea copilului formulă. Este ok. M-am zis și David a fost pe formulă la început, pentru că nu aveam lapte. Și o să vă povestesc și eu prin ce am trecut și că nu a fost deloc ușor și de aceea am reușit cumva să mă pun în pielea acelor mămici care efectiv nu reușesc să înlăpteze și cât de neputincioase se simt când văd copilului că este foame. Și care este alternativa? Laptele praf, doar nu lăsăm copilul ăla să moară de foame. Așa că, bun, că a fost introducerea foarte lungă, chiar mi-aș dori să se îndepărteze presiunea asta asupra mamelor și să le lăsăm să facă cum simt ele, că este mai bine pentru ele și copilul lor. Credeți-mă că nimeni nu o să știe să vă sfătuiască mai bine pentru copilul vostru decât instinctul vostru matern. Vă spun din propria experiență că și eu primesc atât de multe sfaturi, dar tot pe instinctul meu matern merg. Și pentru că e copilul meu, îmi cunosc copilul, știu cum este și da, e clar, accept o părere, un sfat constructiv, îl primesc cu drag, dar cumva oricum îl pliez pe ceea ce fac eu și tot după instinctul meu mă ghidez. Bun, iar acum să intrăm în subiectul propriu zis. Pentru mine alăptatul a fost cumva partea cea mai grea așa din tot ce înseamnă David în viața noastră. Dacă legat de naștere, nu știu, am lăsat efectiv cum a vrut Dumnezeu. Fie că am născut natural sau prin cezariană, am zis cum o să vrea Dumnezeu. La mine a fost cazul de cezariană,
n-am avut nicio treabă, nu mi-a părut rău, sunt bine, David este bine, este sănătos, asta e cel mai important pentru mine. În schimb, a fost un lucru pe care mi l-am dorit foarte mult, foarte mult, și anume să alăptez. Vă dați seama că până să nasc m-am interesat și eu foarte, foarte mult de partea aceasta cu alăptatul. Eu, sperând că o să nasc natural, știam că la nașterea naturală laptele vine mai repede. În schimb, la cezariană, da, laptele vine un pic mai greu, ceea ce a fost și cazul meu. Așa cum v-am spus, pentru mine partea de alăptare a fost cea mai grea parte din tot ceea ce înseamnă rolul de mamă, iar prima lună a fost clar cea mai grea pentru mine. David n-a avut nicio legătură cu asta, el chiar a fost și continuă să fie un copil exemplar și n-am ce să-i reproșez, dar legat de partea de alăptare, într-adevăr, m-am chinuit foarte mult și chiar sper ca experiența mea să ajute mămicile care sunt așa la început de drum sau urmează să aibă un bebeluș și dacă și care își doresc să alăpteze, poate cumva ceea ce am făcut eu o să vă ajute și pe voi. Acum să o iau cu începutul, pentru că vă dați seama că din spital l-am atașat pe David la sân. Nu știu dacă ați urmărit clipul cu nașterea, eu am fost în salon cu o altă fată, cu Ana. Ana care era la al doilea copil și cumva am reușit, nu știu, să fur așa niște informații de la ea și să o rog să mă ajute să îl atașez pe David, pentru că asta a fost singurul minus pe care l-am găsit la spitalul de sat, că nu m-a învățat nimeni să atașez bebelușul. Repet, poate a fost și vina mea, poate trebuia să spun și eu. Da, poate a fost și aici și vina mea, dar partea bună a fost că David chiar s-a atașat din prima la sân. Asta nu a rămas șocată. Deci cumva nu a fost mare nevoie, dar m-am chinuit și în spital până am reușit cumva să iasă de acolo puțin lăptic. Pentru că Ana era la al doilea copil, vă dați seama că ea a alăptat din prima, n-a avut nicio problemă. Acum, eu nu știam, vă dați seama, Ana, fiind la primul copil, nu știam cum trebuie să arate un mamelon pentru alăptat. Pentru că mă întreabă Ana, colega mea de salon, dar tu ai mamelonul format? Eu, da, cum să nu? Bineînțeles că nu l-aveam format. Când am văzut cum arăta mamelonul Anei, atunci mi-am dat seama că eu nu aveam mamelon pentru alăptat. Ei, și aici, de fapt, a început drumul mai anevoios în alăptare, pentru că a trebuit să-mi formez mamelonul pentru alăptare. Cât am stat în spital, l-am atașat constant pe David la sân, bineînțeles că nu curgea absolut nimic. Ce mi-am dorit foarte, foarte mult a fost ca să-i dau lui David colostru, știți? Este primul lăptic al mamei care este cumva vaccin pur, care îi oferă o imunitate foarte bună și dacă reușiți, cum puteți, cât strope aveți, dați-le colostru bebelușilor, pentru că este cel mai important lăptic al mamei și mi-am dorit foarte, foarte mult să-i ofer colostru și am reușit lucrul acesta doar prin pompa de sân. Marele meu noroc a fost că am luat după mine pompa de sân de la București. V-am zis, eu n-am născut în București, am născut la mine la Buzău. Și am fost inspirată, v-am zis, să o iau la mine. N-am luat-o din prima, mi-a adus-o, cred că în a doua zi mi-a adus-o Geo la spital, pentru că nu mă gândeam că o să am nevoie. Sunt lucruri imprevizibile, nu știi de ce ai exact nevoie, până nu te izbești de lucrul acela. Și v-am zis, pentru că eu încercam să alăptez David, se atașa, el încerca mititelul să tragă, dar nu ieșea nimic, a trebuit cumva să scot eu colostru ca să îl dau. V-am spus că David a fost pe formulă la început, în spital îi primea o dată la 3 ore lapte,
De exemplu, colega mea, Ana, n-a avut nevoie de laptele din spital pentru că ea a alăptat din prima, dar eu, neavând de lapte la început, a fost necesar laptele din spital și am fost sfătuit de către moașă ca să-l atașez pe David cu jumătate de oră înainte să ne aducă laptele de la spital, 15 minute la un sân, 15 minute la un celălalt sân, pentru că doar bebelușul o să vă stimuleze lactația. Chiar dacă nu ieșea nimic de acolo, eu îl atașam. Într-adevăr, era foarte dureros. Era dureros pentru că eu aveam lapte, deci eu am ieșit din spital cu sân pietroi. Deci nu puteam să mă ating. În prima noapte, după ce am ieșit din spital, sigur am făcut furia laptelui. Deci aia sigur a fost furia laptelui, pentru că efectiv nu puteam să dorm nici pe parte, pe burtă, nici atât. Pentru că aveam efectiv sân plin cu lapte, dar canalele mele nu erau desfundate. Așa că doar bebelușul o să vă stimuleze lactația. Din acest motiv mi-a spus moașa, pune-l, atașează-l constant la sân, chiar dacă nu iese nimic, el o să îți desfunde canalele. Asta am și făcut încă din spital și după ce îl puneam pe David la sân, mă mulgeam cu pompa tot cam 10 minute, ca să zic așa, și de la un sân și de la celălalt, și reușeam cumva să scot colostru, scoteam atât de puțin, nu știu, 10 mililitri, 20 mililitri, foarte puțin. Bineînțeles că prima oară îi dăm colostru și apoi îi dăm laptele pe care îl primea din spital, vreau să vă zic, colostru, nu știu, cred că 10 secunde e mult. Imediat îl sorbea din prima, vă dați seama, era laptele matern și apoi îi continuam cu laptele preat din spital. Și asta am continuat să fac în spital, cam asta a fost per total experiența în spital. Ei bine, când am ajuns acasă, acolo a început, ca să zic așa, greul pentru mine. Am avut mare noroc, am avut mămicile cu mine care m-au sfătuit cu diverse lucruri, care m-au încurajat, m-au mai învățat ele cum să-l atașez. Dar cu toate acestea a fost foarte greu și o să vă explic și ce am făcut eu exact ca să reușesc într-un final să alăptez. Vreau să vă arăt și pompa de sân pe care eu am folosit-o. V-am zis, eu am stat și m-am uitat pe site-uri, pe recenzii. Bineînțeles că momentul de față este la modă o anume pompă de sân, dar este extraordinar de scump, adică stai 8 milioane pentru pompă de sân, mi se pare inutil, mi se par bani aruncați pe fereastră. Și am stat eu într-o zi și am zis, ia să mă uit pe YouTube să văd dacă găsesc vreo mămică care povestește despre o pompă de sân, și am găsit-o pe aceasta și vreau să vă zic că a fost cea mai bună alegere. Și-a făcut treaba mai mult decât suficient și este exact ce vă trebuie. Am dat, cred că, 170 de lei pe ea și v-am zis, și-a făcut treaba, ceea ce este cel mai important. M-a ajutat foarte, foarte mult, atât în spital, cât și în primele două luni, ca să zic, atunci mi-a fost cel mai mult de folos. De fapt, cel și cel mai mult mi-a fost în prima lună, până mi-a stimulat lactația, pentru că și pompa m-a ajutat să mă stimuleze din lactație și, cel mai important, am reușit să îi dau lui David din colostru datorită pompei de sân, pentru că din spital am încercat să scot colostru și ulterior acasă. Trebuia hrănit din 3-3 ore David, iar eu cu jumătate de oră înainte mă mulgeam și apoi îl atașam și pe el la sân și apoi, abia apoi, îi dădeam laptele praf. Deci prima oară eu i-am dat lui David laptele de la mine, datorită cu ajutorul pompei de sân, și apoi am completat cu laptele praf. În perioada aceea primeam fel și fel de sfaturi, de păreri, că nu cumva să dai lapte praf copilului, că nu o să se mai ia sânul, că o să obișnuiesc cu laptele praf. Și stau și mă gândesc,
ce trebuia să fac în perioada aceea? Să-mi las copilul să moară de foame, pentru că eu nu aveam lapte în momentul acela. Ce scoteam eu 20 de mililitri de la sân? Credeți-mă că nu îi ajungeau. Și bineînțeles că i-am completat cu formulă. Nu a fost nicio tragedie. David a crescut și cu formulă, a fost ok. Și dacă vi se întâmplă și vouă, să nu aveți nicio treabă. Credeți-mă că un copil crește și cu formulă, nu are nicio problemă. Sunt copii, cunosc mame care și-au hrănit copilul exclusiv prin formulă. Copiii sunt sănătoși, au crescut, s-au dezvoltat. Sunt convinsă, laptele matern este incomparabil. Dar nu este nicio tragedie și să nu mai punem presiune pe femeile care își hrănesc copiii doar cu formulă sau le dau completare cu formulă, cum a fost și cazul lui David. Deci, aceasta este pompa de sân pe care eu am folosit-o. Să știți că este foarte, foarte ușor de folosit și este ceea ce vă trebuie. Adică are și funcție de masaj, vă ajută foarte, foarte mult la detensionarea mușchilor. Chiar este ce vă trebuie. Adică nu are sens să aruncați un chel cu bani dacă nu este cazul. Deci când căutați ceva, eu așa fac, caut recenzii ale oamenilor, nu mă arunc după ce se promovează ceva mult în mediul online. Deci dacă aveți nevoie de o pompă, să știți că aceasta este mai mult decât necesară. Acum să continuăm cu ce am mai făcut eu, ca să zic așa, să-mi stimulez lactația pe lângă pompă, deși pompa a fost un real ajutor ca să scot lăptic, dar am mai avut cumva nevoie de încă un ajutor ca să-mi disfunct canalele, deși nu uitați, bebelușul este primul și cel mai mare ajutor pentru voi pentru disfundarea canalelor, pentru că el vă stimulează lactația. Nu uitați de lucrul acesta și atașați-l cât mai mult la sân, chiar dacă o să fie dureros. Iar acum, nu vreau să vă sperii, dar pentru mine cel puțin a fost foarte, foarte dureros procesul la început. Deși sunt momici care, uite, n-au probleme, am o prietenă care la fel o dor foarte puțin sânii și mamelonele, dar nu a avut alte probleme. În schimb, eu am avut răni sângeroase la propriu și mă durea îngrozitor. Am avut zile în care plângeam de durere și m-am zis, nu vreau să vă sperii, dar cred că e mai bine cumva să fiți pregătiți și pentru lucrul acesta, poate, și Doamne ajută să nu fiți nevoite să treceți pe lucrul acesta, dar e bine să știți că se poate întâmpla. Și de ce spun că a fost dureros? Pentru că David, când se chinuia și încerca să tragă mititorul lăptic de acolo, nu ieșea, dar el se chinuia. Bineînțeles că mi-au fost afectate mamelonele și o să vă arăt ce anume am folosit eu pentru durere. L-am folosit încă din spital. Este o cremă pe care o puteți aplica pe mamelone, poate fi folosită și în timpul alăptării, adică nu are nicio problemă cu copilașul și cumva mă mai calmează din durere, ca să zic așa, și pe care vă recomand să o aveți, chiar dacă nu o să aveți probleme. E bine să o aveți acolo. E de la Lensinoh, este o cremă cu lanolină. Da, fie că o luați pe aceasta, fie că găsiți altă cremă, dar e bine să aveți o cremă la voi în caz de orice. Chiar dacă nu aveți nevoie, puneți-o în bagaj, că, credeți-mă, nu vă strică cu absolut nimic. Mai departe, încă un lucru care, Doamne, ți-au fost raiul pe pământ, peciurile acestea, deci astea mi-au fost atât de mult în perioada în care v-am zis, efectiv mi s-au făcut răni în zona mamelonelor. Sunt niște comprese cu gel foarte rece așa, care efectiv vă calmează foarte, foarte mult durerea, dacă o să aveți. Eu le am de la Multimam, dar le găsiți de la diferite alte branduri, deci să le aveți și pe acestea la voi, încă din spital le-aș recomanda eu, pentru că vă ajută foarte mult. Acestea le puteți ține constant acolo,
La fel nu afectează alăptatul, nu afectează bebelușul. O să vă ajute foarte mult, chiar o să vă ajute extraordinar de mult. Pentru mine a fost efectiv raiul, raiul pe pământ. Nu știu ce mă făceam fără compresele acestea, pentru că v-am zis, a fost greu. Încă un lucru pe care îl recomand, și cred eu că multe dintre voi deja l-aveți în vedere, sunt aceste absorbente pentru zona sânilor. Vi le recomand la fel să le aveți încă din spital, pentru că o să vă ajute. La fel, tot de la Lensinoc le-am luat, dar găsiți o grămadă de astfel de brand-uri. Deci și pe atât să le aveți în vedere. Iar acum o să închei cu produsele de recomandat, cu lucruri care cred eu că a fost cumva definitoriu pentru stimularea lactației mele. A fost cumva ultimul lucru pe care mai aveam să-l încerc, pentru că nu știam ce să mai fac ca să îmi stimulez lactația, și anume aceste mameloane false. Le-am găsit în farmacie, sunt pe mărimi din ce am înțeles, și acestea te ajută foarte, foarte mult, ele să-ți formeze mamelonul. De fapt, în momentul în care bebelușul trage de la sân, cumva mamelonul se formează, se pliază pe aceste mameloane false și începe cumva să-ți formeze mamelonul tău. Vreau să vă zic că după ce am început să le folosesc, cred că la, nu știu, câteva zile, a început să-mi curgă în sfârșit lăpticul și a început David deja să-mi desfășoare și mai mult canalele pentru lactație. Mi-am dorit foarte mult ca să vă recomand și ce produse am folosit eu, pentru că mi-au fost de un real ajutor. Acum, ce am reușit să mai fac? M-am masat foarte, foarte mult și destul de des la început. Mă învățau mămicile cum să fac lucrurile acestea, îmi spuneam să dau cu apă călduță, iar apoi cu puțin săpun să îmi masez zona aceasta, ca să mai detenționez sânii. Ce m-a ajutat? Dușurile călduțe. Să știți că vă ajută foarte, foarte, foarte mult dușurile călduțe. E un alt lucru care, în primul rând, vă ajută pe voi să vă relaxați, dar și stimulează lactația. Deci dacă ar fi un sfat pe care aș putea să vi-l dau în legătură cu asta, ar fi să nu abandonați nicio clipă acest proces și să aveți încredere în voi că puteți să faceți lucrurile acesta. Eu și acum țin minte sfatul pe care mi-a dat Ana, colega mea de salon, și mi-a zis că sigur pot să alăptez și o să alăptez, chiar dacă o să fie un pic mai greu, să nu abandonați o clipă. Și asta am făcut. V-am zis mai ales când vedeam cât de mult dorește David să se hrănească de la sân, mă încurajam și mai mult, chiar dacă în paralel mi se rupea așa sufletul și sufeream, am zis sigur o să reușesc și trebuie să reușesc. Și o să vă zic că pentru mine alăptatul este lucrul cel mai frumos din partea aceasta de bebelușeală, pentru mine cel puțin. Ador să-l alăptez pe David, să-l simt așa lângă pieptul meu și să mă uit așa în episodii lui când mai zâmbește de multe ori când mănâncă. Este un sentiment unic și v-am zis, este lucrul pe care mi-am dorit cel mai mult. Nu m-a interesat cum o să nasc, v-am zis, m-a interesat doar să ies sănătoasă cu David din spital. În schimb, mi-am dorit cu ardoare să alăptez și deși am avut foarte multe momente în care efectiv nu mai puteam, nu știam ce să mai fac, momente în care am plâns, am pășit în plâns, dar nu am avut o clipă, am zis că trebuie să fac lucrurile acestea și v-am zis, David a fost cea mai mare motivație a mea, pentru că îl vedeam pe el cât de mult își dorește. Așa că, dragi mămici, aveți încredere în voi și în bebelușul vostru, chiar dacă o să fie un proces un pic mai greu, cu siguranță o să reușiți. Iar dacă nu o să reușiți, la fel, nu, asta nu vă face mai puțin mame.
sunteți la fel de perfecte pentru copilul vostru și chiar dacă o să-l hrăniți cu formulă, credeți-mă, copilul la fel de frumos o să crească și să se dezvolte. Deci nu vă mai pedepsiți atât de mult. Și sunt foarte convinsă că și pedeapsa aceasta vine tot din presiunea oamenilor din jur. Așa că, cumva, băgați-vă degetele în urechi, primiți tot și fel de sfaturi și faceți doar ce considerați voi că este mai bine pentru voi și copilul vostru. Consultați-vă cu partenerul. La mine recunosc că dacă nu era Geo lângă mine să mă susțină și a contat enorm de mult că a fost cu mine în prima lună, că a avut concediu în prima lună, pentru că, v-am zis, trebuia să-l hrănim de 3 în 3 ore și a trebuit să se trezească și el atunci cu mine noaptea, pentru că până el făcea laptele, eu trebuia să mă mulc, trebuia să mai atașez pe David și da, a contat enorm, enorm de mult sprijinul Geo, emoțional, fizic. Așa că da, să știți că în perioada cu alăptatul încercați să aveți așa ajutor de oriunde puteți, fie că este fizic. V-am zis, mămicile, chiar ele mă masau, m-au ajutat foarte, foarte mult. Prima săptămână când am rămas atunci la rămic, m-a ajutat foarte mult treaba asta, pentru că m-au ajutat ele mult, emoțional la fel de mult, și emoțional m-a ajutat mult, v-am zis, Geo, dar și fizic, pentru că am avut nevoie. Dar se poate, se poate, v-am zis, la mine a fost cu happy end, ca să zic așa, pentru că într-un final mi-a venit laptele foarte, foarte bine. S-a întâmplat cam la o lună și jumătate lucrurile acestea și când a venit calmea, ca să zic așa, David a luat foarte, foarte bine în greutate, s-a dezvoltat, este un mâncăcios. În momentul în care eu filmez acum, suntem și în etapă de diversificare. Da, încă ne acomodăm cu diversificarea, încă vedem ce îi place, ce nu îi place. Îi plac fructele foarte mult. Cu legumele încă suntem tratative, dar ca să nu deviez de la subiect, asta a fost experiența mea cu alăptatul. Sper că v-a ajutat, sper că, nu știu, poate unele lucruri le puneți în practică și poate vă ajută și pe voi. Am zis, la mine într-un final a fost foarte bine, chiar dacă a fost un drum puțin anevoios, a meritat, nu doar pentru pepeluș, dar și pentru confortul nostru. Noaptea doar că se trezește, l-am alăptat, l-am pus la loc. Vă dați seama că dacă l-alăptați cu la pe praf, e un pic mai greu să faceți lăpticul. Acum e foarte ușor procent, sau că suntem plecați. La fel, îi se face foame, l-am alăptat și aia a fost. Deci, alăptatul are mai multe avantaje, într-adevăr. Dar v-am spus, nu puneți presiune pe voi. Sunteți la fel de perfecte. Chiar dacă alăptați, chiar dacă nu, pentru copilul vostru sunteți mamele perfecte și lucrul acesta trebuie să-l înțelegeți cel mai bine. Dragi mămici, acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a fost de folos. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook. Sunt destul de activă acolo și împărtășesc diverse cu voi. O fac cu mare drag. Bineînțeles că m-ar ajuta foarte, foarte mult și un like. Și nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut lucrul acesta. Mă ajută foarte mult cumva să-mi continui aici activitatea. Nu sunt la fel de activă pe YouTube, pentru că nu mi este foarte, foarte ușor, dar printre picături așa mai fac, când mai prind ocazia. Deci asta am avut de împărtășit cu voi, sper că v-a fost de folos informațiile și ne vedem la următorul clip. Vedem care o să fie acela. Vă pup!